după cum știți, parte din elevi deja au spus adio școlii, se gândesc la facultate. Diana Dumitrescu vine de la sociologie, lucrează cu studenții zi de zi și am chemat-o să mai furăm niște idei. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ai venit! Mulțumesc! Nu ți se pare, lucrând cu tinerii, că pare că au energie, au resurse, dar nu vor să se implice, mai ales în chestiunile legate de societate? Părerea mea este că se implică, numai că de multe ori implicarea asta se întâmplă în mediul online și atunci poate nu e la fel de vizibilă cum este implicarea adulților. Dar interes există la momentul actual. Bun. Cum facem să le turăm un pic motoarele în direcția asta noi ca adulți, că e de datoria noastră? Pentru că noi venim într-o epocă în care ni se spunea că orice facem nu o să schimbăm nimic. Exact, asta e problema și asta e mentalitatea cu care adulții, din nefericire, încă vin în anumite momente în zilele noastre. Dar ceea ce trebuie să facem noi, atât la nivelul cadrelor didactice, cât și la nivelul familiei, fie părinți sau bunici, este să le arătăm tinerilor ca un spațiu sigur în care pot să-și exprime părerile, că orice părere este corectă și că este mai mult decât ok să avem discuții argumentate. Și chit că nu suntem de aceeași părere cu profesorul nostru sau cu părinții noștri, treaba asta să nu se transforme într-o ceartă sau într-un conflict, ci pur și simplu să fie niște discuții constructive. Ieri mi-a apărut pe net, există o mișcare nouă în America, tinerii încearcă să preia controlul și e un discurs în fața unor oameni reali, oameni din politică, care de fapt este o bucățică luată dintr-o comedie, dar discursul este atât de bun în comedia aia, încât acum se potrivește foarte bine. Ce e interesant este că printre zâmbete, oamenii politici dau din cap și aprobă. Așa este. E foarte greu ca un președinte de 80 de ani să conducă cea mai puternică țară a planetei. E foarte greu ca niște congresmeni, poate cu o cultură sau mentalitate învechită, să ia atât de multe decizii pentru cei tineri și atunci cei tineri ar trebui să capete teren. Da, și mai ales în țări precum America, Franța, Italia, avem un impact mult mai mare al asociațiilor studențești și grupurilor de tineri când vine vorba de schimbări efective, chit că este vorba despre educație, despre cultură, despre sistemul sanitar, lupta pentru democrație sau lupta împotriva corupției. Dar cu toate acestea și tinerii din România stau foarte bine. Comisia Europeană chiar a înaintat un raport în mai 2024, deci luna trecută, și România este pe primul loc în ceea ce privește implicarea civică a tinerilor, odată în ceea ce privește dorința de a participa la procesul de vot și încrederea în sistemul de vot și de asemenea și în ceea ce privește implicarea în probleme societale și vorbim aici despre participare prin semnarea unor petiții, participarea la miticuri, proteste, întâlniri cu aleșii statului, astfel încât să se ajungă la o schimbare pe care eu o văd benefică pe termen lung. Crezi în asociații, ONG-uri de pe lângă universități și facultăți? Organizarea asta îi ajută? Da, îi ajută foarte mult. Din punctul meu de vedere, începutul este chiar în generală sau în gimnaziu cu asociațiile de elevi, Consiliul Elevilor. Și se continuă după aceea cu asociațiile studențești, munca de voluntariat în contextul ONG-urilor și avem în ultima vreme și foarte multe companii, atât românești cât și internaționale, care au acțiuni ample de voluntariat și care implică din ce în ce mai mulți studenții. Am lucrat cu niște studente și mi-a plăcut foarte mult implicarea lor și am întrebat ce le motivează și mi-au zis că afară, unde vor să ajungă ele la facultate, note mari aduc toți. Exact. Asta nu reușește să aducă prea mulți, voluntariatul real. Voluntariatul real care te ajută atât în momentul încadrării pe piața muncii, pentru că se cere această experiență și voluntariatul este o formă de experiență care te ajută în momentul în care dorești să te angajezi și bineînțeles când mergi la studii în străinătate și eu am avut experiența asta de a avea un master în Marea Britanie, cu note mari într-adevăr am venit toți, dar conta foarte mult ce ai făcut pe lângă, care au fost activitățile tale în contextul social, cu ce ONG-uri ai lucrat, care a fost practic implicarea ta în comunitate. Altfel decât tot ceală. Exact. Mulțumim tare mult. Va trebui să luăm o scurtă pauză. Colegii mei sunt atât de aprinși în bucătărie că îi aud de aici. Au și frecvențele astea